Bună ziua, Hristos a înviat! Vă mulțumesc pentru prezența la conferința de presă organizată astăzi. Să știți că nu-mi doream să organizez o asemenea conferință de presă, dar forțat de împrejurări trebuie să dau curs a unei situații de fapt. Am să încep prin a aduce aminte pe scurt. În decembrie s-a semnat un contract de finanțare, eu în calitate de președinte ADIB, cu operatorul regional Crabu și, evident, autoritatea de management, POIM, Ministerul Fondurilor Europene. Un contract extrem de important pentru județul Bacău, pentru locuitorii județului Bacău, un contract care aș putea să spun că este, fără să mă hazardez, transpartinic. Chiar dacă, în ce sens și din ce punct de vedere spun că este transpartinic. Este după o muncă din 2016 și a dus în acest moment semnat pentru finanțare, pentru a aduce bani la nivelul județului Bacău, dar care, chiar dacă s-a făcut pe acea perioadă, era conducerea la, prin efortul conducerii PSD de atunci, din mandatul Consiliului Județean și a celorlalți care au participat, ADIB, CRAB, toți care au fost implicați, un efort meritoriu, s-a ajuns la acest nivel. Și s-a semnat contractul. Un contract foarte bun care ajută în final cetățeanul. Un contract de 500 de milioane de euro pentru 41 de localități și care nu deservește doar o singură localitate, sau doar municipiul Bacău. Am să dau citire din contract a unui singur articol și o să înțelegeți de ce dau citire acestui articol. La articolul 1, aliniatul 3, vă citesc așa. În cazul în care autoritatea de management, POIM, ia cunoștință, în orice mod, despre apariția unor divergențe între asociați, acționari, reprezentanți legale ai beneficiarului, urmare cărora, fără a se limita la acestea, se restrânge mandatul reprezentanților legali sau mandatul acestora, este revocat și sunt desemnați noi reprezentanți, fără respectarea condițiilor legale, sau se modifică întinderea dreptului de reprezentare, AM POIM are dreptul, după caz, să suspende total, parțial, plățile până la data când problemele constatate sunt remediate, iar în baza unor acte în formă și substanță satisfăcătoare pentru AM POIM, și substanța satisfăcătoare pentru autoritatea de management POIM. Beneficiarul exonerează autoritatea de management de orice răspundere pentru eventualele pierderi suferite de aceasta ca urmare a apariției situației descrise în acest articol. Practic, ce ne spune acest articol? Acest articol ne spune în felul următor. Când situația în care se modifică ceva în conducerea Consiliului de Administrație, în conducerea CRAB, fără să fie îndeplinite condițiile legale, în mod evident, există riscul suspendării plăților pe această aplicație. Astfel, am organizat această conferință de presă pe care, repet, așa cum am spus și la început, nu aș fi dorit să o organizez, în urma votului exprimat de primarul Viziteu în AGA CRAB, în adunarea generală a acționarilor din CRAB. Vineri 7 mai s-a votat, pe lângă mai multe puncte care au fost supuse votului, și planul de administrare. S-a supus la vot. Un plan de administrare care a fost aprobat de autoritatea tutelară
autoritate tutelară reprezentată, evident, de ADIB, din care și domnul primar Viziteu face parte. Prin comitetul director s-a luat o hotărâre, s-a transmis către CEA, CEA o trebuie să supună la vot această hotărâre de plan de acea adoptarea planului de administrare, iar în urma votului exercitat de primăria de primarul Viziteu, care are evident 51%, dânsul a votat împotrivă. Fac precizarea că Consiliul de Administrație a fost selectat în 2019 de către autoritatea tutelară, respectiv ADIB, se află sub mandat din 2019, atât Consiliul de Administrație, cât și conducerea executivă, directorul general. Ei sunt semnatarii contractului și responsabili în implementarea acestui contract de finanțare cu repercursiuni extrem de importante și favorabile pentru cetățeanul din județul Bacău, nu doar din municipiul Bacău. Subliniez această importanță pentru că așa și este. Este extrem de important și nu cred că putem face politică sau negocieri pe acest contract. De asta am și folosit cuvântul că nu ține de zona politică. În mod cert, Consiliul de Administrație, fiind hotărât în 2019, nu poate să aparține nici lui Ivancea, nici lui domnul primar Viziteu, nici primăriei, nici Consiliului Județean. Cred că o asemenea abordare iresponsabilă, care poate duce la suspendarea unor plăți, nu este întâmplătoare. Și de ce spun asta? Spun asta pentru faptul că săptămâna trecută am primit două zile la rând mesaje din partea primarului. Am primit mesaje prin care mi se cerea dacă am ceva de negociat pe Consiliul de Administrație a CRAM. Dacă nu am ceva de negociat, să știe cum să procedeze. Mie mi se pare că este fără precedent ce s-a întâmplat în săptămâna trecută, ca urmare și rezultatul acestui vot dat în Consiliul de Administrație, în adunarea generală a acționarilor din CRAB, dovedește, fără putință de tăgadă, că domnul primar a încercat să-și condiționeze acest vot. Să știți că votul pe care domnul primar l-a dat împotrivă în adunarea generală, de fapt arată un mod nu numai păcubos, dar și irresponsabil și un mod de a face politică cu care eu nu pot să fiu de acord. Nu pot să negociez ceva ce nu este de negociat. Nu am ce să negociez. Nu suntem pe persoană fizică. CEA-ul de la CRAB nu este, repet, nici a lui Ivancea, nici a lui domnul primar Viziteu. Care noi întâmplători suntem pe funcție acum? Cred că mod elocvent ar fi dacă domnul primar mi-ar fi propus o variantă de îmbunătățire a implementării acestui proiect. Da, aveam de discutat. Dar să lege ce s-a întâmplat în Consiliul Local Bacău
cu ce se va întâmpla în Consiliu, în adunarea generală a CRAB, și să le pună într-o contrapartidă că uite ce ați făcut voi acolo și să-mi spui ce se întâmplă, că altfel să știi că mai ai un termen într-un mod așa suficient și superior, depășește cu mult barierele sau principiile pe care zic că le-am stabilit de la început, să avem o colaborare corectă, bazată doar pe transparență și pe bună credință. În mod cert, modul de a pune problema a fost nu numai jignitor pentru mine, dar a fost și imperativ. Modul imperativ în care mi s-a transmis, și o să vă citesc dintr-un mesaj, chiar dacă îmi calc pe inimă, doar pentru a vedea că totuși nu putem să ajungem atât de jos în administrația băcăuană. Nu cred că noi putem să construim sau să arătăm că facem ceva dacă ne apucăm să negocierăm ca la tarabă. Îți pui și tu un om, îmi pun și eu un om, hai să vedem pe cine punem acolo, pe cine nu punem. În Consiliul de Administrație, e clar, este un mandat. Nu avem ce, și nu numai că nu aveam ce negocia, nu este politic, nu este niciunul de acolo angrenat sau a fost angrenat în vreo campanie politică, nici la mine, nici nu cred că pe parcursul celor 4 ani de când lucrează acolo. Cine lucrează? Toți membrii din Consiliul de Administrație au dat un concurs pe 109. Au susținut un examen. Trebuiau să îndeplinească niște condiții. Mai mult decât atât. Cred că domnul primar se află într-o mare confuzie. Planul de administrare a fost aprobat de către autoritatea tutelară, respectiv ADIB, și transmis către AGA CRAB pentru a fi validat. Dar asta nu înseamnă că poate să revoce membrii CEA. Așa cum vă și citez din mesajul domnului primar, am crezut că politic vreți să negociați pentru a menține conducerea CRAB. Nu am primit niciun semn, așa că consider că vreți schimbare. Sunt sub mandat cu niște planuri inițiale pe care acum vor să le schimbe. Dacă mâine nu votez, o să fie revocați. Și a doua zi, primesc ziua bună. Deja aveți vreo intenție de negociere pentru cea CRAB? Nu. N-am nicio intenție de negociere, pentru că nu se poate negocia. Referitor la faptul că mi-a făcut referire la modul cum s-a votat în Consiliul Local, mă gândesc, dar ce să fac? Să mă rog de consilier local să nu fac amendamente? Cum aș putea să procedez eu? În ce postură sunt pus ca președinte ADIB, în care totuși am semnat un contract de finanțare cu atâta greutate și în care majoritatea băcăuanilor îl așteaptă cât mai repede să se implementeze, să stăm să mai și negociem un pic cine să vină acolo și cum să vină. Nu cred că asta e politica pe care vreau să o fac la nivelul Consiliului Județean și nici la nivelul ADIB-ului. Am să explic, nici nu vreau să intru din punct de vedere tehnic, că nu are niciun drept dânsul să ceară revocarea, pentru că revocarea o cere reprezentanții ADIB, care sunt 85 de localități. E un contract cu 41 de localități, printre care beneficiar este și primăria Bacău. Ca să nu zic că totuși de la sine putere să voteze împotrivă fără să ai un mandat, am să solicit
Și o să fac de așa natură încât să se stabilească clar care sunt limitele mandatului din partea Consiliului Local. Totuși acționar în AGA CRAB este Consiliul Local Bacău, Consiliul Județean Bacău și celelalte unități administrativ-teritoriale prin consiliile locale. Sunt niște hotărâri care se iau cu un mandat. Ne trezim să negociem acum că bugetul este blocat la municipiu, amestecăm lucrurile, ne ducem în zona politică când noi vrem să facem administrație. Înțeleg foarte bine să zic că se pot negocia anumite lucruri care țin de dezvoltarea județului. M-am oferit și știți foarte bine că m-am oferit de fiecare dată pentru finalizarea spitalului, la care n-am primit răspuns nici acum, pentru realizarea străpungerii Alexandru Șafran, mă refer strada care să unească aeroportul cu centura și pentru alte proiecte importante, atât pentru municipiu, cât și pentru județ. Eu nu o să-mi confund niciodată funcția în care sunt cu persoana fizică Ivancea. Nu sunt în măsură eu să iau sau să negociez anumite lucruri care țin de chestiuni, aș putea spune, chiar private. Sper ca totuși această conferință de presă să-i trezească responsabilitatea primarului și nu numai. Că în joc, în momentul când vom ajunge într-un litigiu, în joc sunt banii privind aplicația PUIM pentru tot județul Bacău, nu pentru doar municipiu. Toate licitațiile sunt în curs. 2, 3, câte au dat voie Jaspers-ul. În loc să vedem cum putem să facem de așa natură încât să mergem înainte împreună fără nicio problemă și să înțeleg anumite lupte politice, e altă treabă, dar nu are legătură cu partea de administrare, cu partea de implementare a unor proiecte deja obținute. Cum atragem fonduri europene? Certându-ne? Negociind pe funcții? Să știți că, fără să mă înșel, am primit anumite semnale, fără să am dovezi, acum am vorbit cu dovezi, de asta am și ieșit așa. Și atunci când a fost concursul la Spitalul Județean, mi s-au trimis prin tot felul de emisari, domne, că dacă este și un reprezentant, un CA de acolo, de la noi, dacă ne retragem candidatul pe undeva, dar nu direct și nu pot să acuz dacă nu-i direct. Poate să fie o simplă, să zic așa, buclă, care să nu reprezinte adevărul și nu vorbesc decât pe chestiuni concrete, de asta v-am și citit din mesajele respective. S-a ținut concursul, văd că în continuare sunt blocate lucrările la Spitalul Municipal, când ar trebui, avem nevoie toți de Spitalul Municipal. Și cum bine spunea dânsul ieri, Spitalul Municipal, Spitalul Județean, nu este a cuiva. Tocmai dânsul spunea, nu este a cuiva, este a cetățeanului, să toată lumea să vină să se trateze într-un mod deschis, nu pleacă nimeni cu el acasă, la fel și crabul, nu pleacă nimeni cu el acasă. Mai mult decât atât, un lucru extrem de important, înainte de a ajunge în situația asta de a primi mesaje la domn primar în care să ne mai gândim cum facem, solicităm revocarea Consiliului de Administrație, am acceptat în cadrul ADIP renegocierea unor indicatori de performanță, așa cum și-a dorit dânsul. Cu solicitare scrisă, am zis, doamne, nu-i, că deja este aprobat. E făcut de un consultant angajat de ADIP acei indicatori de cheie de performanță. Dar, tocmai ca să nu apară disensiuni între noi,
sau puncte de vedere diferite, să spună, domnule, uite, n-ai pus indicatorul ăla, nu reprezintă activitatea celor din Consiliul de Administrație, am acceptat fără nicio problemă, s-a votat, dânsul n-a votat, s-a abținut, deși erau indicatorii propuși de dânsul. S-a abținut ca ulterior să mă trezesc vineri că nu votează în AGA CRAB, încercând să creeze o criză, încercând să arunce în aer conducerea CRAB, în mod evident pentru a-și pune persoanele care și le dorește dânsul la conducere. Păi cum mai este dictonul cu depolitizarea? Unde suntem ipocriți și unde nu? Unde e dublu limbaj? Ce înseamnă limbajul ăsta dublu? De față discutăm pe principii și pe ascuns ne băgăm pe sub masă și încercăm să facem anumite lucruri, că nu se mai poate. Nu mai rezist că s-a votat într-un anume fel în Consiliul Local. Una e una, alta e alta. Acolo e capacitatea primarului, a ordonatorului decrete, de a-și regla anumite situații. Am dat și un sfat de bună credință. Am și scris. Domnul primar, acolo se pot face ce ține de ordonatorul decrete, anumite mișcări între articole, aliniate în cadrul aceluiași titlu. Și ce nu se poate, se poate propune ca amendament. E pur și simplu experiența administrativă. Repet, nu-i vorba de nimic altceva. Dar să blocăm anumite lucruri, să încercăm să blocăm și de fapt urmarea, și cred că asta și intenționat, domnul primar, că s-a exprimat, că poate să arunce în aer ceaua și mai vedem noi după aia. Mă rog. O să vedem. Problema e că sper să nu suferi cel care așteaptă acum o investiție extrem de importantă. Noi suntem în derulare. Știți foarte bine. Încercăm să finalizăm stația de mangarizare. Am alocat fonduri acolo. Am alocat chiar dacă nu era treaba noastră. Cât că și primăria are niște obligații în contractul de delegare. Sunt niște mecanisme care trebuie să respectate. Contract de delegare, autoritatea tutelară și evident contractul semnat cu autoritatea de management. Nu ne putem permite în această perioadă în care este o luptă teribilă după fonduri europene să ne permitem să punem în risc această aplicație. Eu, la nivelul Consiliului Județean, am organizat un grup de lucru prin care să monitorizez această aplicație și să încerc să dau soluții pe parcursul apariției acestora. Respectiv, că e vorba de cadastru, că e vorba de orice altă intervenție care trebuie să o facă pe lângă un primar. Repet, nu se referă doar la nivelul municipiului Bacău, care, într-adevăr, municipiul Bacău are cea mai mare nevoie de această investiție. Nu știu cum, nu știu de ce și nu știu cui îi folosește. Nu pot, repet încă o dată, să pun în balanță, pe de o parte, interesul celor care ne-au votat și interesul nostru a reprezentanților acestora cu o anumită ieșire nervoasă sau de altă natură. Sau de a ajunge într-o zonă în care, cum să vă spun, m-am simțit oarecum șantajat așa. Dacă rezolvi acolo, dăm drumul la vot. Serios? Să vedem ce părere are cetățeanul din județul Bacău sau din municipiul Bacău de această abordare. Eu sper și încă o dată îmi doresc ca modul ăsta de a face, să zic așa, politică, eu nu consider politică, că nu, politica nu se face în interes propriu, modul ăsta să înceteze.
cel puțin eu nu pot să-mi permit și nici nu o să-mi încalc anumite principii cu care am venit în fața cetățeanului atunci când le-am cerut votul. Vă spun personal, sunt extrem de amărât că a apărut această situație. Și cred că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, dacă ați fi în locul meu, așa aș fi. În loc să mă duc pe teren, să-mi fac anumite atribuții pe care le am, trebuie să vin să încerc să preîntâmpin o situație creată artificial. Repet încă o dată. Conducerea Consiliului de Administrație CRAB este sub mandat. Nu sunt membri din niciun partid, sunt oameni care au fost selectați de o autoritate independentă, de un consultant independent, care ulterior a numit directorul general. Că e frumos, că nu-i frumos, că e deștept, că nu-i deștept, că nu-i... Asta se judecă după indicatorii de performanță. E adevărat, sunt probleme și la nivel de ADIB, și la nivel de CRAB, dar nu putem să le rezolvăm așa. Putem să le rezolvăm cu investiții. Problema apei o putem rezolva doar prin investiții și doar prin implementarea acestora. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Nu prin faptul că vine un consultant și spune: știți, mai aveți gradul de suportabilitate mai mare, măriți taxele. Fără să țină cont că în acest contract e tranșată deja care este, cât trebuie să crească taxele sau tarifele pentru apă. Dar noi aveam, s-a găsit că este un grad de suportabilitate, să nu intrați, să nu ne duce pe panta, să zic, a insolvenței. De bine de rău, această societate e la un nivel de plutire, așa cum se poate în ziua de astăzi, și nu numai, nu pentru faptul că ar duce-o foarte bine pe profit. Nu, ci pentru faptul că s-a străduit să aducă la nivelul județului Bacău un contract, cred că dacă nu mă înșel, al doilea pe țară. Și care acum ar trebui implementat. Mai am o singură precizare să fac. Eu am încercat și în ADIB, și încerc și în ADIB, și prin Consiliul Județean, să întăresc capacitatea CRAB prin capitalizare. Am solicitat capitalizare. Domnul primar a interpretat chiar în ședința de comitet director că asta ar însemna o intenție de preluare pentru anumite grupuri. Capitalizarea presupune că pun și eu, pune și dânsul, mărim capacitatea CRAB-ului, nu înseamnă că pun doar eu. Deci, ca atare, această teză poate să dispară din punctul ăsta de vedere. Cu atât mai mult cu cât autoritatea tutelară este ADIB și nu neapărat acționarul majoritar. Acționarul majoritar este proprietarul unor conducte, unor imobile. Asta este acționarul majoritar, în care are o acțiune în plus, dar care nu justifică un vot împotrivă fără mandat din partea consilierilor locali. Că totuși Consiliul Local este reprezentant în... Este reprezentant... Consiliul Local este acționar. Reprezentant de drept este primarul. Dar asta nu înseamnă că își manifestă propria voință în a vota sau nu vota ceva. Pe final, asta am să propun, tocmai ca să nu se mai întâmple asemenea accidente, am să propun atât Consiliul Local cât și acționarilor să aibă un mandat cel care este reprezentat de drept în AGA. În așa fel încât să reprezinte voința consiliilor locale, nu aparatului executiv. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări... M-a depășit. Planul de administrare care nu l-a votat domnul Dumnezeu se referă și este al CRAB-ului. Da. Deci n-a zis treaba de voi aici. Ba da. Păi, vedeți că aici e confuzia.
legea 51 s-a modificat și nu mai este reprezentantul majoritar, nu mai este autoritatea tutelară. Autoritatea tutelară este adibă. Ca autoritate tutelară aprobă planul de administrare al Consiliului de Administrație. Poate cuvinte de ce mai e? Consiliul de Administrație, cum ce mai e? Nu înțeleg. Dacă a spus că îl aprobă adibul... Aprobă adibul, dar ulterior, planul respectiv, așa scrie în statutul CRAB, planul respectiv este supus și aprobării acționarilor, aprobării acționarilor care au aprobat contractul de mandat a celor din CEA. Ulterior trebuie să vină și planul de administrare. Planul de administrare care a fost modificat, așa cum v-am și spus, cu doi, pe lângă indicatorii care ne-au dat consultanții noștri de la ADIP, care au fost contractați înainte de a ajunge eu la conducerea ADIP. Pe lângă ei au fost acceptați și indicatorii dați de către primăria acum, de domnul primar. Poate că mi se pare că mai avem nevoie de Consiliul de Administrație în grad, dacă avem mai bine. Nu. Consiliul de Administrație e Consiliul de Administrație și face politica de administrare a CRAB-ului. ADIB-ul este autoritate tutelară care aprobă. Tocmai ați vorbit despre inutilitatea votului în cauză. Nu am zis că este inutil votul. Este obligatoriu. Pentru că sunt, domnul Bejan, haideți să reluăm încă o dată. Structura e în fel, și intrăm în chestiuni tehnice, dar să știți că... Păi le clarificăm, pentru că așa prevede legea. Legea 51, până în anul trecut, până în 2018, dacă nu mă înșel, prevedea că acționarul majoritar este și autoritate tutelară, adică respectiv primăria, cel care este acționar majoritar. Consiliul de Administrație este desemnat prin concurs, toți membrii de acolo dau concurs și dau concurs și nu înseamnă că sunt puși de ADIP. Perfect de pot cunoaște în bucata asta. Eu nu înțeleg cu ce poate afecta votul de, sau, mă rog, eliminarea. Păi poate să afecteze în felul următor, pentru că dacă, așa cum v-am și citit din mesaj, de fapt se intenționează cererea revocării Consiliului de Administrație că nu s-a obținut majoritate în votul celor care sunt acționari majoritari la CRAB. Sunt două componente, ADIB și CRAB. Acționare de la CRAB, acționare de la ADIB. ADIB-ul și acționare de la CRAB sunt pe undeva aceiași, dar sunt două proceduri diferite. Asta, probabil asta v-a stârnit neclaritatea. Am venit clar cu prin că dacă primăria Bacului este acționat majoritar la CRAB, da, și vrea să iasă din ADIN, ai altceva. Asta e altceva. Poate face cât se derulează proiectul ăsta? Păi eu tocmai v-am citit un articol prin care facem, dar cu anumite riscuri. Eu v-am citit ce se poate întâmpla. Se poate, în momentul când ai schimbat anumite părți, că e la Consiliul de Administrație, că e în conducerea CRAB, că e în acționariat, da? Se pot suspenda plățile prin POIM. Ăsta este riscul. Ce să modifice acționarul majoritar? Ce nu este de modificat pe lege? Ce nu este de modificat nu are voie pe lege. Ce este de modificat pe lege are voie, evident. Acționarul majoritar are voie. Vă mai dau un amănunt. Știți că, de fapt nu știți, dar asta e bine de precizat, că în momentul când, ca să fie un control al ADIB-ului, să fie într-adevăr autoritate tutelară, la articolul 9, aliniatul 1, să numai... Nu e de... Asta e părerea noastră. Este o asociație de dezvoltare intracomunitară, pe baza căruia s-a obținut un contract de 500 milioane de euro. Nu e un ONG. Nu este un ONG. Este un contract de delegare. Un contract de delegare. Că vreau să înțelegeți foarte bine. Astea nu sunt lucruri care le putem da în derizoriu.
E un contract de delegare, ai contractul de delegare, ai statutul ADIP, ai statutul AGA CRAB, care trebuie respectat. Și AGA CRAB a dat către ADIP anumite prevederi speciale referitoare la revocare, la semnarea planului de administrare, pentru că așa prevede legea. Dacă vreți pentru mai multe amănunte, citiți articolul 30 din ordonanța 109. Și o să vedeți că ordonanța respectivă stabilește clar care sunt responsabilitățile AGA. Păi v-am citit, vă mai citesc o dată articolul din... Dacă vreți să analizăm de el, cum că nu... N-am niciun lucru. Mm. Ce lucru? O să vă răspund și dumneavoastră. Da, stați un pic, să iau în ordine. Vă rog, domnul. Ce se poate întâmpla de acum încolo, în condiția asta? Probabil se va mai supune odată la vot. Nu știu ce va face domnul primar, dar voi solicita un mandat din partea Consiliului Local Bacău. În ce măsură să voteze pro sau contra acestui plan de administrare? De fapt și de lege, votul de vineri e 1-1, din punctul ăsta de vedere? În mod firesc, până acum, așa a fost cutumă. Așa a fost cutumă. Așa s-a votat. Nu cred că a existat altceva, bazându-se în mod direct pe faptul că este reprezentant de drept prin OG57, primarul este reprezentant de drept. Dar nu cred că primarul care e reprezentant de drept poate să voteze după propria voință. Asta e părerea mea. Considerați că e un șantaj? Dumneavoastră, eu nu vreau să folosesc cuvinte grele din punctul ăsta de vedere, dar puneți în balanță. Deci, pe de-o parte, dacă nu se întâmplă aia, se întâmplă aia. Și elementul e clar, adică ce s-a întâmplat. De fapt, mi-a dat vot, a dat vot împotrivă. Împotriva, evident, a hotărârii ADIP și împotriva Consiliului de Administrație. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea? E corect, așa trebuie procedat? Adică în momentul când noi trebuie să înțelegem, de fapt, toți cei care sunt participanți, și dacă vreți să vă mai dau un articol, că l-am în continuare, vă dau doar pagina ca să vedeți, pentru că trebuie să fie principiul controlului reciproc. Este trecut în contract. Principiul controlului reciproc, în care nimeni nu poate, e bine format contractul, în care nimeni nu vine să încurce ceva. Ori acest vot, în momentul când, așa cum spune, în cazul în care autoritatea de management ia cunoștință în orice mod despre apariția unor divergențe între asociați, acționari, reprezentanți legal, urmare cărora, fără a se limita la acestea, se restrânge ori mandatul reprezentanților legali sau mandatul acestora, sau sunt revocați și sunt desemnați noi reprezentanți, fără respectarea condițiilor legale. Aici, fără respectarea condițiilor finale, tocmai v-am dovedit. Da, înainte de a pune întrebarea, vreau să fac un mic preambul. Având în vedere că noi observăm ce se întâmplă și la nivelul OAT-urilor din județul Bacău, am observat, cel puțin după alegerile din toamna anului trecut, că USR-ul își dorește prin orice mijloace să destabilizeze consiliile locale. Și nu o spun întâmplător, deci filmăm în aproape 64 de OAT-uri. Ei, de ce am făcut acest preambul? Este clar că situația este foarte gravă la nivelul județului Bacău, având în vedere că, iată, tocmai asemenea mișcări pe care le face primarul Viziteu aduc prejudicii cetățenilor și nu numai din orașul Bacău, municipiul Bacău, ci și celor din județul Bacău. Putem spune cu subiect și predicat că domnul primar Viziteu atentează la siguranța economică și socială a băcăuanilor? Puteți spune acest lucru? Având în vedere faptele pe care le-ați prezentat și modul cu care v-a abordat inclusiv prin mesajele trimise către dumneavoastră. Eu vreau să vă spun așa,
Poate că, știți, unul din elementele cele mai importante în orice abordare reprezintă intenția. Se poate întâmpla și din neștiință. Doar prin superficialitatea de a pune problema, nu le împun eu niște oameni acolo la crab, nu contează și nu te gândești la consecințele unei asemenea schimbări. Se poate pune problema așa. Eu nu vreau să folosesc, repet, nici nu stă în fire, nu-i genul meu, să folosesc cuvinte dure mai mult decât o reprezintă contextul. Am atras atenția și conferința de presă organizată de azi, prin care am atras atenția la consecințele pe care le poate avea un asemenea gest. Acum, că se întâmplă, că nu se întâmplă, că ajungem în instanță și se vede că cei care sunt în Consiliul de Administrație au fost îndepărtați într-un mod legal sau nelegal, rămâne de urmat, dar cu consecința pe care v-am citit-o în contract. Nu cu altă consecință. În mod cert, trebuie să existe. Va suspenda plățile, vă spun clar. Asta e. Și instanța de judecată? E instanța de judecată, domnul Cătălin. Nu cred. Cred că are dreptul și dacă sunt anumite situații. V-am mai citit articolul, cred că e destul de clar articolul. Vă mai spun și alte elemente care n-aș fi vrut să vă încarc din punct de vedere tehnic. Dar acolo sunt anumite responsabilități pe care le are ADI-ul. Nu ONG-ul. Autoritatea de Dezvoltare Intracomunitară. Și pentru că ei sunt semnatari. Adică, respectiv, eu și beneficiarul care e crabul. Nu semnează nici acționarul majoritar și răspunderile de aici nu intră pe răspunderile lor. Intră pe răspunderile noastre. De asta m-a tras atenția. Și de asta v-am zis că e de nenegociat sau de nepus pe o zonă ca la Tarabă să negociem ceva. N-am ce să negociez aici. A, pot să negociez o asociere. Pot să negociez o asociere între județ și municipiu. Da, nicio problemă. Vedem care e cota de participație a fiecare dintre noi. Să închidem niște obiective importante pentru Bacău. Dar nu pot să negociez ceea ce este deja stabilit. Da. Care este în urmă mandatului său, da? Care e prefect legal, ales prefect legal și desfășoară funcțiunea care. Deci, în condițiile acestea, dumneavoastră veniți, practic, cu propunerea de a obține un mandatar, un reprezentant, care să determine întinderea acțiunilor sau inacțiunilor față de atribuția acestui Consiliu de Administrație, adică aceasta ar fi consecința acestui șantaj sau acestei presiuni, acestei negocieri făcute așa, prezumasă, de care vorbează dumneavoastră, pe care v-a invitat domnul Mustiu? Da. Nu. Cred că sunt două chestiuni diferite și am să specific. Unu. Mandatul pe care ți-l dă Consiliul Local trebuie să prevadă ce să votezi și cum să votezi. Asta propun eu. Pentru că dacă e doar la voința conducătorului primăriei, înseamnă că el este reprezentant de drept. Dar asta nu înseamnă că are și dreptul întinderea pe ce să voteze, cum să voteze. Pentru că el e reprezentat de drept, dar trebuie să-i dea un mandat cum să voteze Consiliul Local, să-l mandateze. Pe ce? Pe buget, pe nebuget, pe capitalizare, pe necapitalizare. Trebuie să-și ia un mandat, pe garanții. Pe garanții. Eu, înainte de la finalul lunii decembrie, era în discuție să fim cogaranți pentru CRAB pentru a obține un împrumut care să asigure cofinanțarea. Și atunci mă duceam în fața Consiliului Județean și ceream acest mandat să pot să semnez acest contract și care sunt condițiile de contractare.
Adică să nu fie voința mea, pentru că n-ar fi conform legii. Nu este vorba de voința mea, este... Nu primăria este acționar, ci consiliul local, partea deliberativă. Ai partea executivă și partea deliberativă. Am făcut distinția asta. Asta e un aspect. Al doilea aspect legat de modul de a... Tocmai de asta nici nu este de discutat sau depus pe principii de negociere un consiliu de administrație, care de fapt are ca și consecință schimbarea directorului general, probabil, și nu numai. Dar consiliul de administrație este legat în mod direct de acționarii din cadrul CRAB. Asta e, asta este, sunt două chestiuni diferite. Doar eu, ca autoritate tutelară, nu m-am suprapus ca vot din punctul ăsta de vedere, pentru că eu votez ca și acționar, care nu sunt majoritar. Dar a spus mai înainte că tu m-a acționat la acest sens. Cât comprezionez, eu i-am lăsat așa, a venit eu un teleoare mai mare primarului. Da, da, corect. Cam asta. În asta acum, vreți să-i respingeți această nouă din influencerul care a fost în zona aceasta, vreți să-i respingeți din... Nu, nu restrâng, eu restrâng legea, să știți. Și vă spun ceva, să știți că au existat mandat, este mandat dat de am verificat în anii trecuți, în care spunea ce anume se votează și ce nu se votează supune Consiliul Local. Adică nu e o invenție. Nu inventez apă caldă, sunt nicio formă, nu vin să restrâng, chiar nici nu, vă spun, singurul drept pe care îl are primar, ca și președintele Consiliului Județean, este să fie reprezentant în adunare. Atât. Dar, ca și mod de vot, trebuie să fie mandatat de Consiliul Local. Asta cred eu că e... face referire directă. N-am mai citit un alt mesaj în care se face referire în condițiile în care voi, citez, în condițiile în care voi ați tăiat peste tot la buget, nu mai merge așa, ca atare ceva de genul ăsta, aveți termen până mâine să vă pronunțați. Ceva de genul ăsta. Deci asta e pusă în balanță una cu cealaltă, ceea ce nu cred că pot... Eu vă spun că problema de acolo nu ține de Consiliul Județean, sub nicio formă. Eu nu am nici o funcție politică. E adevărat că noi, în intenția de a negocia cu primăria, și să știți că, indiferent de discuțiile care sunt, eu mențin propunerile pentru colaborare, din punct de vedere instituțional, nu neapărat trebuie să fim prieteni ca să colaborăm instituțional, din punct de vedere al, câteodată mai greșești, știți, între prietenii mai se strecoară greșeli. Dar instituțional, evident, când mențin propunerile de colaborare, mențin propunerile de asociere, așa cum le-am propus, așa cum sunt între echipele noastre care s-au mai întâlnit de două, trei ori, prin care să stabilească cum și în ce anume se vor face asocierile, și județul are nevoie de municipiul Bacău, cum și municipiul Bacău are nevoie de județ, nu putem privi disociat doar din punctul ăsta de vedere. Eu cred că cel mai important lucru pentru noi este să înțelegem că anumite derapaje nu trebuie făcute. Și ăsta e un derapaj. Așa îl consider. Dumneavoastră îl considerați cum credeți de cuvință, dar este un derapaj, pentru că
E ca și cum, dacă nu vrei cum vreau eu, o să vezi, îmi iau jucăriile și plec acasă. Serios, nu suntem pe persoană fizică. Crabul nu este pe persoană fizică, cum nici Consiliul Județean și nici Consiliul Local și nici Primăria Bacău nu este pe persoană fizică. Din păcate sau din fericire, suntem reprezentanții unor oameni care peste câțiva ani o să ne întindem pe jos să cerem votul cetățenilor. Adică am terminat cu politica, am înțeles, am făcut, am intrat, am arătat ce trebuie să facem, unde să ajungem, ce să construim, ce vrem să facem, intrăm în partea a doua în care să arătăm că ceea ce am spus se face. Ori eu, pentru mine, este un angajament luat că rezolv problema cu apa a municipiului Bacău și gândindu-mă în perspectiva că o să fiu președinte la ADIB. Și pentru mine înseamnă mare răspundere. Nu pot să mă joc cu o aplicație de genul ăsta. Tocmai de asta am tras acest semnal de alarmă, nu neapărat că îmi și doream acum să ies cu această conferință de presă. Legat, se poate renegocia acest contract sau pe viitor, pentru că ați primit acest lucru și rece. Se pare normal ca reprezentant al finalului majoritar de reducere cu zilul local să se prezintă la vot cu interzicire mandat. Cu mandat. Adică se poate reglementa. Păi asta o să încercăm să facem, să reglementăm acest lucru. Sau acest contract se poate modifica de Contractul, vă spun un lucru, contractul de finanțare, să știți că este destul de rigid. Nu vrem să, nici n-aș vrea să modificăm ceva care să aducă o periclitare a finanțării. Noi deja încasăm bani, adică deja Crabul încasează bani pe lucrările executate de la minister. Adică deja suntem în această formă. A plecat acest motor. Ar însemna la un moment dat să ne oprim, să oprim și lucrările care sunt în desfășurare. Ceea ce nu e în regulă. Vă mai spun un lucru. Noi o să trebuiască să modificăm acest contract. De ce? Pentru că a apărut o lege prin care ne dă posibilitatea să nu ne mai împrumutăm pentru a contragaranta. Lucru care n-a făcut decât să ne bucure. Adică să nu mai... până că nu se ajunge la un nivel de 75% de implementare acestui contract. Să știți că termenul de implementare acestui contract este destul de strâmt. 2023. Probabil se va faza. Am fi naiv să credem că acest contract nu se va faza pentru că e foarte mare. Trebuie să ai o infrastructură puternică, să ai și constructori puternici și corecți și implicați care să ducă până la capăt acest contract. Dacă vrem să atragem fonduri, nu cred că trebuie să ne punem piedici singuri. Cred că asta e, de fapt, la urma urmei, cam asta e esența problemei. Că e vorba de operatorul regional, mă gândesc dacă era alt operator care nu era din Bacău. Ce se întâmplă? Mergeam repede să-i schimbăm Consiliul de Administrație, că vine cu aplicația. Vă spun ca să... Să avem un pic dimensiunea situației și nu numai. Și oarecum periculozitatea situației în care ne aflăm acum. Eu sper că într-un final lucrurile vor ajunge la o normalitate. Dar sincer vă spun că m-am simțit obligat să ies cu această să prezint această situație tocmai pentru a fi în cunoștință de cauză. Și opinia publică, dar în primul rând și cei care au votat împotrivă în adunarea generală a CRAB. Cât ar însemna situațiile despre care spuneați că riscul să fie suspendat? Noi suntem la contractul este de 470, să vedem cât, că noi suntem tot în fază de evaluare cu Jaspers-ul. Mai avem bucăți din aplicații care se duc către Jaspers ca să fie finanțate de Comisia Europeană, pentru că acest contract, să vă explic un lucru, acest contract trebuie să fie decontat într-un final de Comisia Europeană. Ori noi suntem în faza în care este decontată deocamdată de Ministerul Fondurilor Europene. Sau cum se numește acum. Înțelegeți? Tocmai în această fază de negocieri și de transmitere către Comisia Europeană, este foarte sensibil să
să facem ceva care ar putea să aducă repercusiuni. Păi nu cred că contractul nu este semnat pe... E format, într-adevăr, din punct de vedere operațional, din 21 de contracte, dar cele 21 de contracte, din care 4 sunt deja supuse, sunt pe licitație, mă refer Stejarul, Bacău, apoi reabilitarea conductelor din municipiul Bacău, care e a doua oară s-a ridicat în SICAP și nu a venit niciun ofertant. Sunt probleme până reușim noi să le implementăm, adică să avem și un constructor bun pe fiecare dintre cele care le-am scos la licitație. Singurul contract care merge și a plecat înainte de a semna contractul este cel cu demanganizarea, iar demanganizarea e o sursă alternativă suplimentară de apă care va fi în corespondență cu rezerva de apă. Adică cele două se vor complementariza, nu se poate una fără cealaltă. Adică e mult mai complex acest contract decât pare la prima vedere. Până la urmă, e o poliță pe care vă plătește primarul Viziteu? Da, vă plătește, dar plătește persoane care... Deci, adică știți cum... Eu cred că negocierile politice trebuie să se ducă în altă parte, nu pe contracte de finanțare europene. Și nu pe partea de CA CRAP, ci pe executivul CRAP. Dacă dânsii nu își vor îndeplini mandatul, de acord, nicio problemă, îi va schimba și legea și... Bineînțeles, dânsul are o părere că în condițiile în care nu a fost aprobat acest plan de administrare, sunt revocați de drept. Să vedem de către cine. Dar tocmai asta am vrut să preîntâmpim, să nu ajungem într-o zonă litigioasă și să spunem, dom'le, cine are dreptate și cum are și să ajungem în instanță. Pentru că asta, de fapt, ăsta este riscul. Timpul care rămâne. Nu, dar nu s-a întâmplat nimic în acest moment. Eu doar am atras atenția pentru că urmează un al doilea vot și care nu mi-e greu să intuiesc că în momentul când nu se va da în anumite condiții și se va vota în potrivă, se va cere revocarea Consiliului de Administrație, care va arunca în aer toată conducerea CRAP. Asta e, de fapt, ideea. Domnule, ce nu ne faceți și mă înscrim? Un pic aminte, pot să vă dau citate. Nu e... jumate are Viziteu, face la CAIS. Foarte bine, face tru. Da. E raportul de audit care l-a prezentat în ADIB. În raportul de audit s-au tras niște... E raportul care l-a plătit la... Păi spun, raportul care l-a cerut cu țintă pentru CRAP. În raportul de audit, reprezentantul de acolo, cel care a făcut auditul, a spus în felul următor, ca să nu... Și o să vedeți că dacă nu exagerează cu nimic, se pune problema așa. ADIB nu și-a făcut treaba pe parcursul anilor precedenți, că ar trebui să creștem taxa ca să rentabilizăm CRAP-ul, că pentru a rentabiliza trebuie să acceptăm niște indicatori de performanță, lucru care l-am și făcut în urma prezentării a raportului, nu e un raport de audit, este o consultanță. Pentru că nu s-a dus, e puțin problemă. Auditul presupune un audit de sistem în care să vadă ce funcționează, ce nu funcționează. Acolo s-a referit la doi indicatori pe care în urma auditului dat de domnul Viziteu, consultantul domnului Viziteu, noi l-am acceptat în ADIP și l-am supus și aprobării, s-a și aprobat, s-a transmis către cea care trebuie să ia la cunoștință și să purceadă la treabă, în care se referă la pierderile de apă, pe de-o parte, pe de altă parte, la productivitatea muncii. Pierderile de apă, noi am luat măsuri ca ADIM de a le diminua. Prin ce? Prin angajarea lui El Saco și a venit cu un plan de măsuri El Saco, prin
care să spună unde trebuie să sectorizăm, să punem contoare. Adică e în lucru, nu e nimic imposibil și foarte bine. Adică ceea ce am propus nu e nimic rău. Doar că anumite lucruri se fac cu investiții, în mod clar. Dacă vrem să reducem pierderile, pe de-o parte stopăm furturile de apă sau, să zic, consumul care nu este contorizat, dar pe de altă parte trebuie să reducem pierderile, pentru că 60% din apă se pierde în municipiul Bacău și este cel mai mare, un cel mai mare consumator. Evident că le avem pe toate în vedere. L-am dezbătut în cadrul comitetului director, n-a fost nicio discuție, mai mult decât atât. Domnul primar a fost de acord cu indicatorii într-o discuție cu Consiliul de Administrație, așa cum a fost elaborat de consultantul angajat de ADIP. Nu cred că trebuie să fie un casus belli asta. Sub nicio formă. Ne așezăm la masă, vedem ce este de făcut, unde putem rentabiliza, unde nu putem. Dar credeți că rentabilizarea presupune schimbări de persoane? Că, la urma urmei, de fapt, cam asta a fost intenția, din ce îmi dau seama. Nu important, cred că important, credeți eu. Da. Vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc că ați venit într-o prezență atât de mare. Sunt convins că va fi interesantă.